Umran, impresionată de priceperea lui Elif la eveniment, își dorește ca ea să fie responsabilă pentru toate organizațiile companiei. Elif, pe de altă parte, încearcă să-și mențină propria afacere pe linia de plutire, dar datoriile lăsate de Hakan și epavele pe care le-a lăsat în urmă nu-i dau lui Elif un motiv de răsuflare. Elif ajunge la răscruce între a continua să-l plângă pe Hakan și a-și lua rămas bun de la el. Războiul psihologic dintre Umran și Dila continuă. În timp ce Umran se gândește să o bage pe Dila într-un spital de boli mintale, Dila își împușcă mama când nu se aștepta. În timp ce Firat este sfâșiat între mama și fratele său, începe să-și dea seama de adevăr. Hotărăște să-i facă un test ADN, singura modalitate prin care Gunș poate afla dacă Dila este fiica ei. Rază de soare Rezumat De luni până miercuri de la ora 8 numai pe Insta Media